Să fie parentingul modern motivul pentru care copiii de acum fac crize de isterie acasă, în magazin, la plajă sau în parc? Cum se face că bunicii de acum își dau ochii peste cap când văd o astfel de scenă și pot jura că ei nu au văzut așa ceva când aveau copii? Să fie adevărat că noi, părinții de acum, eram mai supuși, mai obedienți sau poate prea speriați de proprii părinți ca să ne permitem astfel de manifestări? Tantrumul, termen împrumutat din limba engleză, este de fapt o criză de furie care în mod aparent se petrece din senin și se manifestă prin plâns necontrolat, zbatere, chiar violență și eșec de calmare din partea părinților. Este o descărcare emoțională puternică în care copiii de fapt își plâng emoțiile pe care nu le înțeleg și nu le știu, frici și frustrări pe care nici părinții nu le pot intui de multe ori. Tantrumurile sunt mai puternice de obicei în jurul vârstei de 2 ani, însă le vedem deseori și mai târziu. Evoluția tehnologică, multitudinea de stimul și ritmul alert al vieții nu se văd doar în emoțiile copiilor, ci și în comportamentul părinților. Pe vremuri subminam cu lejeritate dezvoltarea copilului, deseori cu bune intenții, crezând că astfel este mai bine pentru el. Azi trăim o altă realitate, iar în timp ce tehnologia evoluează cu viteză, din păcate, relațional, am rămas mult în urmă și suntem mai deconectați. Acest lucru se vede și în comportamentele copiilor, observă psihologul Iulia Barca. Concluzia psihologului este că, de fapt, tantrumurile nu sunt o noutate, însă părinții de azi le privesc dintr-o altă perspectivă, pentru a da o șansă mai bună copilului de a se dezvolta emoțional sănătos, relatează hotnews.ro.